ăla prost era când eram mic. Eram prost. Sufeream. Când îl vedeam pe tata cum mă bate pe mama. Stăteam așa boboșat. Și am început la asta. Bătea pe mama, țipa mama. Îi dădea zbang original de-un fundul curții. De ce i-a făcut curte și după aia dădea de-un fundul curții. Cum, de la WC-ul? Și eu stăm așa mic, boboșat. După aia trecea la mine, dacă nu se sătura, dacă mama fugea prea repede, pe scări. Trecea la băiat. Și-am luat și originalie. Și promitea. O să iau militaria din pot, cobor militaria din pot, iar... Ba, ba, ba. Dar după aia s-a antrenat și mama. Nu putea să-l bată pe ăsta, că era din dracu, era gras, mare, solid, pula mea, trăgea de fier pe acolo, pe la servici. Avea muști. Și aia niște pungi de aia mari. Mamă, dacă îl dă una... Eu nu puneam dorințe când eram mic, ziceam, bă, să mă fac mare, să-l fac pe ăsta. E pe tipul meu. Dacă îl iubește mămica în felul ăsta, înseamnă că așa se iubește. Ziceam, bă, de-aia ajunsem la concluzia, bă, eu nu mă fac. Părinții mei nu și-au dat seama, bă, de ce nu se însoară, nu vrea să se însoare. După aia am comis-o, m-am însurat la... Nu i-am dat la fată. La Adriana, trebuia să o bat. Și am învățat la părinții că ea se voi da. La tine e scandalul. Eu doar mă certam cu el, știi? Dar nu bătea la băiat. Că era Adriana, care era avocată. Și era rușine la tată. De-aia nu o bate nici pe fată, că e master. Tata respectă tot timpul gradii. La mine poate să bată, dar ia făcerilor. De ce? Eu nu știu ce înseamnă poet. Nu știu. Eu n-am niciun grad. Profesia mea e de electrician, de tehnician, nu. N-am o diplomă, pula mea, să mă duc cu diploma la el. Ia uite, licențiat în drept sau în studii economice sau studii politice, nu. Că dacă aș avea o de-aia, o pun în față la tată și tata. Să trăiți, domn original. Da, așa, că îți dau ceva. Și mama plânge. Anul trecut că m-am dus la Adriana și am să vă fac anul. Și ei e pe bătăi. Deci, place. S-a însămânțat chestia pe bătăi. Și baba era caftangeaică. Avea niște ochelari borcane. Ce ochel lunetă. Eu mă uitam la borcanii lui, băi. Eu știu când era mic. Eu am câteva lentile, le combinam și mă uitam la... Da, le faci, băi, ăștia nu are nevoie, are borcane. Cum te uită, da, uitam și la lună, la niște stele, la aia. Mai gândeam, băi, de ce îi curește aia. Dar după aia iar mă întorceam acasă. Stăteam pe la țară. Iar începea bătăi. Doar la țară nu prea era bătăi. Adică, mai era fănică ultimul care ne-a amenințat că ne poate da mea bătea. Noi îi respectam, băi. Bătăițul vorbea cu vorba bună. Erau cele mai fericite momente. Mi se părea ireal. Era un vis. Dar după aia mă trezeam la realitate.